spun, niciun moment de nimeni care va candida la primăria capitalei, indiferent de personalitate, care va fi, că va fi Călinescu, că va fi Firea, că va fi Băsescu, că va fi, niciunul nu face nimic. Păi ce previziune? Zice, nu avem. Nu avem de unde, ăla nu mi-a lăsat, ăla mi-a adres, ăla mi-a făcut și ăla mi-a făcut. Nimeni, haideți să ne unim cu toții, tineretul, în ziua de astăzi, ce facem, frate? Haide, uite. Păi, și care e ideea să ne unim? Ca să fie un singur partid, un singur candidat, un singur, că sunt 18? Un singur partid. Haideți să vă dau un exemplu acum. Acum, sigur. De ce să fac alegerile astea acum, astea, locale, pe pandemie? Pentru că a expirat mandatul. Haideți să facem și altceva. Încă mai de ce nu? De ce nu facem și parlamentarii odată cu astea? Peste două luni ce facem? Alte alegeri. De ce? Dacă tot... consumăm niște, dacă consumăm niște bani acum, ce tema? 4 buletine de vot, nu o să fie prea mare nedumerirea electoratului. Păi, dar nu, păi dacă toți suntem în pandemia asta acum, de ce nu facem cu totul? Hai să facem toate alegerile odată, dar odată, exact, 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 aveți dreptate. Deci totul să le facem acum, imediat. De ce să mai facem alte cheltuieli, alte zeci de milioane de euro? Și ca să nu fie 18 candidați, facem numai unul, am exact, înțeles. Cum era exact, pe timpul Ceaușescu, de ce, un singur candidat și o singură alegere în cincinal. De ce? De ce? Nu e cu cincinalul, nu e cu asta. Haideți să o luăm ușurel, așa că nu merge cu cincinalul aici. De ce? Democrația costă. Stimate domn. Dumneavoastră, haideți să ne înțelegem o dată pentru totdeauna ce înseamnă democrația asta. Știți ce am furat noi de la democrația asta? Numai să ne înjurăm, să ne bagjocorim unul pe altul și atât. Iată, în democrația asta vă puteți exprima. În rest, ce vorbiți să mai la cameră, publicăm pe timpul lui Ceaușescu, pentru asta ori vă băgau la psihiatrie, ori vă băgau nu la pușcărie, ori la canal. Eu am trăit pe timpul lui Ceaușescu extraordinar de bine. A, poate de asta regretați vremurile alea, dar deci noi extraordinar ne de bine. Și... eu am lucrat la 23 august, 8 ore, după 8 ore mergeam acasă, liniștit, aveți siguranță zilei de mâine, păcând astăzi, mie frică, uitați, acum să merg prin parc aici, că din cauza sărăciei, din cauza, nu mai zic, că pandemia e dată la o parte, băi, îți dă un cap. Îți faceți drege, ce totuși seamnă? Totuși ați venit în parc. Am venit în parc, da. Seamnă că nu vă e chiar frică. Păi nu mi-e frică, că sunt bărbat. Am înțeles. Sunt îți bărbat, frică, dar, puneți-vă situația la N, fete, care... Ia uitați-vă, și fete, și bătrâne, și copii, vin problema. Fără frică în parc. Să... chiar și primarul l-am văzut pe timp de pandemie pedala cu prietena lui. Da, bineînțeles. Când era interzis accesul în parc, el îmbla pe... Vedeți? De aici pleacă tot asta. De ce nu sunteți voi uniți ca tineret? Ca tineret. Nu împinși. Deci, rețineți, nu împinși. Nu împinși de unul și de altul. Ce poți să spui dumneata mie de Florin Călinescu? Florin Călinescu, într-adevăr, a fost o personalitate și este în actorie. Dar ca primar general, dacă nu e împins din spate, deci dacă nu are spate și dacă nu intră, trebuie să fie controlat și, de cei 50 de consilieri. Eu îi sugerez să stea cu minte în banca lui câte zile mai are, să nu intre în politica asta. Că politica nu asta intră e, eu, nu intru eu, e cine face politică? Curată, tot aia vechi, nu? E pușcărie curată, vă spun. E pușcărie curată. Dacă faci ilegalități. Dar nu... deci e împins să facă, că dacă nu face, pas să împotrivească, se sesizează DNA, cum, nu poți să faci ilegalități cât te împinge anturajul. Vedeți, în toate sistemele astea politice, la fel a fost. De ce ai intrat ăla în pușcărie? Hai să dăm un exemplu. Ca fost ilegalități. Ce? Deci era dacă nu face, cum s-a dat la o parte ca și într-o mafie, dacă te-ai dat la o parte, fac te-a împușcat. Și ziceți deci... că ați povestit asta la cameră și n-au dat pe post. Da, deloc. Da, deloc, pe Antena 3. Uh-huh. În fața, nu le-a convenit. În fața pieței Titan, la fel a fost pentru Dana, nu știu una care, contracandidat la sectorul 3, una, Dana, uh-huh. Mai știu cum. La fel, aceea situație și a spus, bă, fată, de ce că ne destul?
poți să spui mie de ce candidezi? Pentru că poate, pentru că e democrație. Care? Și ai spus să zic că foarte bine candidezi. Dar te-ai gândit vreodată motivul pentru care tu candidezi ca Vrea primar? Vreau să participe în viața publică. Dumneata, de ce nu candidezi? Eu? Te-ai gândit vreodată de ce nu candidezi? Eu sper că măcar la vot ieși. Eu am fost întotdeauna la vot și voi ieși, dar nu pentru așa ceva. I-a dar spus, cum? Două partide, pentru ce votezi? Una pentru cine singură, votezi? Stânga-dreapta și atâta tot. Iar pentru... E mai ușor de ales. Nu că e mai ușor de ales, domne. E mai ușor de consumat bani. Am înțeles. Și ne-a ce alegi? Aici, aici e problema. Aici e problema. Eu întotdeauna... Și ne-a ce alegi? Eu întotdeauna am fost cu dreapta. Ok. Cu dreapta. Și nu ce înseamnă asta? Eu am fost întotdeauna cu tineretul. Cu tineretul. Tineretul este deci, de stânga. Deci, uitați-vă la mine aici. Eu am lucrat înainte la 23 august, 29 de ani. Fiți sănătos. Așa, după care am devenit pândar la școala 195. Vine domnul primar Negoiță și zice că știi care treaba, hai out cu BGS-ul. Zic, bă, frate, care-i problema? Și a dus altă firmă sau? Și a spus în față, e că mie nu mi-a fost de ce petec. Zic, bă, frate, de ce dat o afară pe știu? Spune și mie problema ta, care... Avea firma lui. Ai firmă, nu? Păi, așa probabil. Ai dat și parcul. E ore și toate parcurile care le-ai avut. Iar la două zile, iată s-au întâmplat incident. Omoruri, distrugeri și așa mai departe. E, nu cred că de la schimbarea firmei da, de pază se întâmplă da, omoruri, dar mai degrabă e vorba de frate, corupție, nu? Că a dus firma ta preferat. Firma era ordine, da? Dar cu firma primarului nu-i ordine. Se distrugea. În școli și pe peste tot, că a fost firma BGS și în parcuri, nu s-a pomenit așa ceva. E, cum s-a schimbat firma lui, alistarea, alidracii, nu știu ce, poguf, au început crime, au început unele și altele în parcuri aici, publice. Mulțumesc pentru interviu. Vreți să vă prezentați sau rămâneți domnul anonim cu tricou Adidas? Dacă vreți să mă prezint, eu mă prezint, că mie nu mi-e frică de nimeni. Vă rog. Cătălin. Cătălin, ok, sănătate. Nu mi-e frică absolut.